în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nașterea ta de Dumnezeu născătoare, Fecioară, bucurie a venit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul, a dat binecuvântare și strigând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Iubiți oameni al lui Dumnezeu, iubiți frați și surori în Hristos Domnul, dragi copilași, binecuvântați oameni al lui Dumnezeu că la această oră ne ascultați pe internet. Cu bucurie am venit la casa lui Dumnezeu, întâmpinând cu rugăciuni, cu laude, pe ceea ce ne-a adus în lume mântuirea. Pe cea pe care Iacov a văzut-o încă înainte de nașterea sa, ca fiind scară pe care s-a coborât Dumnezeu la noi. Binecuvântate sunt mamele noastre, binecuvântate sunt soțiile, binecuvântate sunt fiicele noastre, binecuvântați sunt cei care poartă numele de Maria, Marian sau derivatele de la aceste nume. Pentru că o au ocrotitoare pe însuși Maica Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iubiții mei, încă din primele zile ale creației ni se vorbește despre ea. Dumnezeu a prorocit că după ani și ani, și permiteți-mi să vă citesc, imediat după căderea protopărinților noștri, Adam și Eva, vă citesc câteva versete înainte, ca să vedeți. Genesa, capitolul 3, cu versetul 9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Era imediat după ce Adam și Eva uitaseră de porunca lui Dumnezeu din orice pom al grădinii. Atenție, nu a fost un măr. Haideți să desfințăm prostia asta care o zic unii că a mâncat din măr. Nu este niciun măr. Este un fruct. Un fruct al unui pom sădit de Dumnezeu în grădina Edenului sau a Raiului. Da? Deci nu este măr, subliniez. Bun. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? În momentul în care Adam și soția lui, Eva, aproapele lui, făptuiseră păcatul, s-au dezgolit de ce? De harul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu în ei. Adam nu era gol pe dinăuntru, adică nu avea organe sau nu avea inimă, plămâni și toate cele care întrețin viața și fac să pulseze viața lor. Nu. Adam era gol de harul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, așa cum noi de multe ori dăm vina imediat pe aproapele nostru, nu sunt eu de vină. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea m-a dat din pom și a mâncat. Ca și când Adam ar fi spus, tu mi-ai dat femeia, cine te-a pus să mi-o dai? N-ai putut să o lași acolo, la loc, în coastă. Pentru că știm cu toții că Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, a luat una din coastele sale și din acea coastă a făcut femeia. Binecuvântate sunt femeile pe pământ. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, iarăși vină, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, atenție, blestemat ești în toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci
țărână. Și acum făgăduința dinainte de viacuri, dată nouă, tuturor, este prorocia pe care Dumnezeu, în preștiința Lui, a spus-o atunci și iată că s-a împlinit odată cu nașterea preacuratei născătoare de Dumnezeu. Vorbea cu șarpele. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, șarpe, da? Și sămânța ei, sămânța femeii. Aceasta îți va zdrobi capul și o numim pe Maica Domnului, pentru că ea a zdrobit capul șarpelui. Și tu îi vei zdrobi călcâiul. Iată prorocia din Genesa, primele pagini ale Sfintei Scripturi, în care Dumnezeu prorocește că din femeie, prin femeie, așa cum prin femeie a intrat păcatul în lume, tot prin femeie va veni în lume răscumpărarea, Mântuitorul. Dar, iubiții mei, pentru ca să vină Mântuitorul pe pământ, pentru ca păcatul din noi să se poată răstigni pe crucea Golgotei, pentru ca firea dumnezeiască să se împace cu firea omenească, era nevoie de ceva. Era nevoie de un vas ales. Era nevoie de un vas de cinste. Așa cum spune Domnul în Evanghelia după Matei, că Dumnezeu nu toarnă vin bun în burdufuri vechi, pentru că burdufurile se sparg și vinul bun se varsă. Nici nu pune un petec de postav nou la o haină veche. Pentru că ce rost are să fie haina veche, roasă, scorojită și dita mai bucata de veșmânt nou, alb și luminat. Și Dumnezeu continuă și spune, ci vinul nou îl pune în burdufuri noi. Și în felul acesta vinul rămâne și se păstrează așa cum trebuie. Cine este vinul noii legi? Cine este vinul din care binecuvântat să-i fie numele? La cina cea de taină, în Joia Mare, ne-a îndemnat pe toți și ne-a lăsat poruncă că de aceea suntem în biserică astăzi. De aceea slujim Sfânta Liturghie. Frații mei, scumpii mei, indiferent de confesiune, nu există nicio binecuvântare mai mare pe pământ decât cea pe care ne-a lăsat-o Iisus Hristos în Joia Mare, cum o spunem noi și o sărbăm, la cina cea de taină, când, după ce a spălat picioarele ucenicilor și s-a îmbrăcat din nou cu veșminte, le-a dat să mănânce trupul său și să bea sângele lui. Lucru care se întâmplă până astăzi, până când Dumnezeu va hotărâ să încheie toate conturile cu lumea aceasta. Pentru că dacă astăzi mai este o zi pe care Dumnezeu a dat-o la firul vieții noastre, este pentru că Dumnezeu, în marea Lui milostivire, a privit și spre noi, și spre frații și surorile noastre din alte biserici, din alte lăcașuri de închinare, acolo unde se săvârșește Sfânta Liturghie. Cineva a întrebat, cât vei mai ține, Doamne, lumea aceasta? Și un om luminat de Dumnezeu a spus, cât timp se va mai face Sfânta Liturghie, atâta timp Dumnezeu va mai ține lumea. Nu pentru altceva. Deci, vedeți, lumea este făcută prin El și susținută în același timp de El. Dumnezeu a făcut lumea și o susține. Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu, în preștiința Lui, a ales după mii de ani o fecioară. S-a uitat la ea și a zis, îmi place de tine. În pântecele tău voi așeza pe Fiul meu. Și acum gândiți-vă că sunteți oameni deștepți. Dumnezeu care nu-L încape lumea aceasta, nici universul. Pentru că spune, ce casă-mi vezi din voi mie?
Unde mă veți aduce voi pe mine? Zice, cerul este scaunul meu de domnie, iar pământul este așternut al picioarelor mele. Deci putem spune că abia picioarele Domnului în cap pe pământul acesta, ca să parafrezez. Dar nu știu dacă este corect spus. Și totuși Dumnezeu se înomenește. Dumnezeu se așează, El care este univers desăvârșit, coboară în microcosmosul din noi, în preacurata Fecioară Maria, pentru că așa cum prin om a intrat păcatul în lume, tot prin om să vină răscumpărarea omului din păcat. Maria, iubiții mei, cea pe care o sărbătorim astăzi și pe bună dreptate, și îndemn pe frații și surorile mele, care își vor spune astăzi la mulți ani Maria, să o sărbătorească pe Maica Domnului astăzi și nu în ziua adormirii sale. Atunci să o cinstească pe ea pentru ceea ce a făcut pentru Mântuitorul nostru scump și drag și ceea ce face pentru noi la dreapta lui Dumnezeu ca rugătoare înaintea tronului dumnezeiesc și al Fiului Său. Pentru că noi știm cu toții, în Evanghelia după Ioan, când Domnul nostru Iisus Hristos merge la nuntă, merge la bucurie, nu a lăsat-o pe Maica Domnului deoparte. Așa cum Mântuitorul nostru scump și drag vine la liturghie și se jertfește pe masa Sfântului Altar, cea care participă alături de Domnul și o vedem totdeauna în dreapta Sfântului Altar sau în stânga dumneavoastră cum priviți, este Maica Domnului. Vedeți, întotdeauna ea este la dreapta Fiului. Niciodată, niciodată, slujirea Domnului nu va fi fără slujirea Maicii. Niciodată, slujirea noastră și lauda noastră spre Domnul nu va fi fără binecuvântarea și mulțumirea care o aduce Maicii Domnului. Auziți ce frumos sună troparul, l-am citit la început. Nașterea ta de Dumnezeu Născătoare Fecioare, bucuria a vestit la toată lumea. De ce bucurie? Pentru că în sfârșit Dumnezeu a dat primul semn că vrea să se împace cu lumea. A trimis proroci și nu au ascultat oameni. A trimis profeți. A trimis oameni din cer și nu au ascultat oameni. Și acum vine făgăduința. Voi trimite pe Fiul meu la ei. Este singurul lucru care l-a făcut și cu care s-a încheiat, iubiților, opera de mântuire a lumii întregi. Dumnezeu nu va face, așa cum am mai spus aici, mai mult decât să-și trimită singurul Său Fiu ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Auziți, din tine a răsărit soarele dreptății. Nu soarele de pe cer. Soarele dreptății. Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul, ce blestem? Am citit adineaori. Vrăjmășie voi pune. Dumnezeu a blestemat șarpele. Și prin acest cuvânt a pus blestem. Vrăjmășie voi pune. Eva, între sămânța ta și sămânța șarpelui. Și dezlegând blestemul, a dat binecuvântare. Ce binecuvântare? Prunca scumpă și sfântă care s-a născut. Și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Nu pot să spun că mi-e milă de cei care nu o cinstesc pe Maica Domnului. Pentru că știți ce fac? Nu fac altceva decât să o scoată, pur și simplu o scot și o trag la o parte din opera de mântuire a lumii pe care Dumnezeu a prorocit-o încă de pe primele pagini ale Sfintei Scripturi. Cu alte cuvinte, ei spun așa, nu o cinstim pe Maica Domnului, pentru că prin Iisus a venit mântuirea, așa este. Dar Iisus prin cine a venit? La noi.
Cum să nu cinstim acest vas ales, această floare dumnezeiască, acest odor sfânt, această fântână ferecată din care a curs izvorul mântuirii, cum o numește Antim Ivirean? Cum să nu o cinstim? Dacă prin ea a venit Iisus la noi, vă dați seama că în ea s-a coborât toată dumnezeirea, toată plinătatea lui Dumnezeu. Vă dați seama cum a arătat Maica Domnului în viață, înainte, pregătindu-se pentru marele dar care i s-a făcut. Bucură-te ție, celui care ți s-a făcut mare dar. A salutat-o Îngerul lui Dumnezeu, Vestitorul lui Dumnezeu. Plecăciune ție, auziți, celui care ți s-a făcut mare dar și har. Deci îngerii creați de Dumnezeu o salută, o binecuvintează și se închină. Și numai unii dintre frații noștri, care culmea, se numesc creștini, nu cinstesc pe Maica Domnului. Dumnezeu se aducă la cunoștința adevărului. Mă rog pentru ei, pentru că știu că vor fi în cer alături de noi. Dar iubiții mei, cinstiți-o pe Maica Domnului și așezați-o acolo unde este locul, în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Dați-i cinstea cuvenită, ca oricărei mame. Cine de pe pământul acesta nu-și iubește mama? Ieri, vă mărturisesc, am trecut pe la mormântul părinților mei și am întâlnit pe un prieten foarte bun, fratele Adi Miclean, care era la căpătâiul mamei sale adormite în Domnul. Era la mormântul mamei, grija de mormânt. Și am mărturisit cuvintele pe care vi le spun și dumneavoastră astăzi. Frate Adi, așa e că oricine ar pleca de pe pământ, parcă nu simți durerea ca și când pleacă mama. Când pleacă mama, se rupe ceva din tine, pentru că tu ai venit prin mama. Ați înțeles? Acolo este o legătură tainică. Spune Ecleziastul, pe când eram încă ca un plod, deci nu aveam ochi, nu eram alcătuit, în pântecele mamei mele, tu m-ai făcut, m-ai zidit și mi-ai dat nume. Când pleacă mama, numai Dumnezeu mai poate înlocui locul acela. Copiii mei, iubiți-vă mamele. Asta nu înseamnă să vă iubiți mai puțin tații. Iubiți-vă mamele. Noi să ne iubim părinții, dacă îi mai avem. Și toți, într-un cuget și cu o gură, să mărturisim că Domnul este Iisus Hristos, care a venit la noi prin preacurata Fecioară Maria. Gândiți-vă cine se naște astăzi, iubiților. Gândiți-vă pe cine ne-a trimis astăzi Dumnezeu în lume. Fecioara Maria, nume sfânt și binecuvântat, numită evreiește Miriam, adică cea bine mirositoare, auziți ce frumos, cea plăcută, sau doamnă, stăpână. Deci atunci când rostim Maria, noi spunem așa, cea bine mirositoare, cea plăcută, doamnă și stăpână. S-a născut în orașul antic Nazaret, situat la o depărtare de aproximativ 100 de kilometri de Ierusalim. Cea mai mare parte a locuitorilor acestei așezări erau păgâni, iubiților. Așa numiți nazarei. Știți că nazarei nu consumau vin? Nu consumau deloc vin, nazariteni. O să vedem imediat. Motiv pentru care iudeii nu aveau o părere bună despre ei, nu pentru că nu consumau vin, și vorbeau adeseori cu dispreț despre această așezare, spunând:
Și găsim aceste cuvinte pe paginile Sfintei Evangheliei. Când Iisus l-a chemat pe Filip, zice, din Nazaret poate fi ceva bun? Citim în Ioan, capitolul 1, cu versetul 46. Dar acestui neînsemnat și vestit oraș i-a fost menit de soartă să devină loc sfânt pentru toți creștinii, după marea întâmplare săvârșită în el. Cu mulți ani înainte de nașterea Domnului nostru și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trăiau în Nazaret drepții, subliniez drepții, deci oameni temători, închinători de Dumnezeu, Ioachim și Ana, o pereche binecuvântată de Dumnezeu. Ioachim se trecea din seminția lui Iuda și avea ca strămoș pe regele David, iar Ana era fica mai tânără a preotului Matan din seminția lui Aron. Cei doi soți, Ioachim și Ana, se tregeau dintr-un neam regesc, iubiților, și arhieresc renumit. Ei n-au moștenit nici onorul regești, nici vaza strămoșilor, ci a binevoit Dumnezeu să se îndrepte cu privirea asupra lor pentru ca să fie moștenitori de neam ceresc. Pentru că odinioară cucerirea Imperiului Iudaic de către Nabucodonosor și-a pierdut cu totul însemnătatea, contopindu-se în cele din urmă cu poporul de rând. Se poate spune că Ioachim și Ana, trăind în modestie în Nazaret, ca cetățeni simpli, au moștenit de la regele David doar credința și evlavia. Deci gândiți-vă, erau oameni bogați, erau oameni din neam mare, dar nu se lega nicio bogăție a acestui pământ de ei. Și au zis, noi rămânem în cele ale credinței și ale evlaviei. Amândoi se distingeau deopotrivă prin umilință și îndurare față de aproapele lor. Pentru bunătatea și osârdia lor, Domnul Dumnezeu i-a răsplătit cu avuție îndestulată. Deci iată că sunt și oameni bogați care vor merge în cer. Deși găsim în Evanghelie spus așa de clar, cu atât de a nevoie va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Dar oamenii nu vor intra în rai pentru că sunt bogați. Și nici nu vor merge în iad pentru că sunt bogați. Țineți minte lucrul acesta. Deci pentru bunătatea și osăbia lor, Domnul Dumnezeu a răsplătit cu avuție îndelungată, îndestulată mai tare. Însă Ioachim și Ana nu întrebuințau ca mulți alții averea lor după poftele ei. Fiți atenți ce făceau cu averea și cu bănuții lor. Două părți ce le prisoseau le dăruiau pentru frumusețarea bisericii lui Dumnezeu. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Iubiții mei, toți cei care venim la casa Domnului, știți unde venim? La noi acasă. Casa Domnului, biserica, unde se slujește Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, este și casa noastră. Pentru că noi, venind aici, împlinim porunca Mântuitorului, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo mă cobor și eu. Și spuneam chiar săptămâna aceasta cuiva, Dumnezeu unde se coboară și când se coboară? În mijlocul laudelor. De aceea cât timp stați la Sfânta Liturghie, lăudați-L pe Dumnezeu. Nu lăsați ca totul să vină spre dumneavoastră și dumneavoastră să nu dăruiți nimic în schimb. Doamne, îți aduc laudă, Doamne, îți aduc cinste, Doamne, îți aduc închinare, preamărire, proslăvire numele Tău. Lăudați-L pe Dumnezeu! M-ați auzit duminică strigând aici din altar, eram cu Sfântul Potir, cu trupul și sângele Domnului în mână. Lăudați-L! Nu trebuie să vă îndemne preotul să faceți lucrul acesta. Trebuie să simțiți dumneavoastră.
Lăudați-L pentru ceea ce este și nu pentru ceea ce vă dă. Pentru că Dumnezeu ne dă din destul. Deci două părți din câștigul lor îl aduceau pentru frumusețarea Bisericii lui Dumnezeu și pentru ajutorarea săracilor. Soții evlavioși, trăind în chipul acesta după poruncile lui Dumnezeu și bucurându-se de pacea sufletului, păreau de plin fericiți. Însă, în realitate, fiți foarte atenți, această fericire era înșelătoare, căci ei nu aveau copii. Deci Ioachim și Ana nu aveau rod prin binecuvântarea lui Dumnezeu în casele lor. Și acum mă îndrept spre familiile cu copii. Binecuvântați sunteți, că aveți copii. Dar astăzi vom învăța o lecție extraordinară din ce au făcut acești doi părinți cu fiica lor pe care Dumnezeu le-a dăruit-o în dar, nu după multă vreme. Ascultați! Soții fără copii, cum erau văzuți? Pierdeau chiar unele drepturi cetățenești pe vremea lui Achin și Ana. Erau disprețuiți și bagiocoriți. Aievea unor dezmoșteniți de însuși Dumnezeu și lipsiți de binecuvântările și binefacerile lui. Ioachim și Ana se rugau cu mult zel lui Dumnezeu ca să le dăruiască copii. Întrucât trăiau de 50 de ani împreună, atenție, de 50 de ani trăiau împreună și fiecare ne gândim că am mai avut câțiva ani în care au fost despărțiți, adică fiecare la casele lor. Grea li se părea viața fără sprijin și mângâiere la bătrânețe, fără nădejdea de a avea urmași ai neamului lor, făgăduință pe care Dumnezeu a dat-o tuturor. Creșteți, înmulțiți-vă și faceți din neam în neam fii și moștenitori. Drepții Achin și Ana trăiau astfel cu umilință, silindu-se cât era de putință, a plăcea lui Dumnezeu prin faptele lor bune, dar cu toată blândețea și supunerea lor în voia lui Dumnezeu, nu puteau să se înstrăineze uneori de bajocura și disprețul care trebuiau să le îndure adeseori din partea semenilor lor, pentru că nu aveau copii și rod. Odată acest dispreț, fiți atenți ce a primit Ioachim, a fost exprimat în public, întristându-l profund cu cernicul Ioachim, anume la o sărbătoare. Ioachim, voind să împlinească la timpul hotărât legea lui Dumnezeu, a intrat în templu din Ierusalim cu dorința cucernică de a aduce jertfe lui Dumnezeu. Exact cum dumneavoastră ați venit la Sfânta Biserică și eu v-aș opri la ușa bisericii și v-aș spune: tu astăzi nu ai voie să te închini, tu astăzi nu poți să te împărtășești, pentru că nu ai copii, nu ai prunci. Și tu, normal, supărat pe mine și cu bună dreptate, supărat pe Dumnezeu, să spui: dar ce, eu sunt de vină. Dar eu m-am străduit. Dar eu am încercat. Dar eu am făcut tot ce mi-a stat în putință. Dumnezeu nu mă binecuvintează cu prunci. Iubiții mei, Ioachim n-a zis așa. Deci a venit la o sărbătoare voind să împlinească dorința de a aduce jertfă lui Dumnezeu. Preotul însă nu primi darul lui Ioachim, zicându-i: tu nu ești vrednic a aduce jertfă lui Dumnezeu, fiind bărbat care nu are copii binecuvântați de Dumnezeu. Negreșit ești pedepsit cu aceasta pentru anumite păcate ascunse pe care nu le-ai mărturisit. Iată cum gândeau preoții în vremea aceea. Această mustrare atât de mult l-a întristat pe dreptul lui Achim, că îi se părea că a greșit atât de tare încât Dumnezeu, pe bună dreptate, îl pedepsește cu lipsă de urmași. Gândul acesta l-a descurajat
Și întristat atât de mult, a părăsit Ierusalimul, deși a părăsit soția. Și nu s-a mai întors acasă la Nazaret, ci plecă în pustiul îndepărtat, pe un munte, unde păscând turmele sale, petrecu în prezența lui Dumnezeu și în rugăciune, rugându-se cu lacrimi să-L scape de disprețul oamenilor și să-L binecuvinteze cu un fiu sau cu o fiică la bătrânețe, precum l-a binecuvântat pe Avram. Știți cu toții că Avram a fost binecuvântat de Dumnezeu la o vârstă foarte înaintată. Și să-i dea putința de a se numi tată, măcar la vârsta înaintată, și a nu fi dezmoștenit de Tatăl Ceresc și de oameni. Ce a făcut Ana? Acum am văzut ce a făcut Ioachim. Să vedem ce a făcut Ana. În timpul acesta, Ana, aflând despre fapta bărbatului ei, se întristă la rânduri și după umilința ei se simțea vinovată. Cu alte cuvinte, poate eu sunt de vină, nu bărbatul meu. Poate bărbatul meu chiar poate și are de la Dumnezeu sămânță bună spre naștere de fii. Vedeți cum se mută, cum se mută necazul de la unul la altul. Cum ne facem probleme noi, de multe ori, înainte ca Dumnezeu să dea un răspuns binecuvântat. Iubiților, vă învăț ceva astăzi și țineți minte acest lucru. 99% din gândurile rele care le aveți sau din gândurile despre ziua de mâine nu se vor întâmpla niciodată. Este doar mintea dumneavoastră. Este doar mintea care uneori este condusă de diavolul ca să vă amărască, ca să vă dea întristare, pentru că Dumnezeu are răspunsul zilei de mâine și a ceea ce se va întâmpla, nu noi. Noi vedem că lucrurile merg într-o anumită direcție. Dar, iubiților, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și noi creștini ar trebui să vedem lucrul acesta. Așa s-a gândit și Ana. Eu sunt de vină. Uite, îmi plecă bărbatul departe. Ce mă fac acum? Rămasă și văduvă și nebinecuvântată de copii. De Dumnezeu cu copii. Și iată răspunsul lui Dumnezeu. Ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Pentru că gândurile omului, spune Sfânta Scriptură, nu sunt și gândurile Domnului. Doamne, învață-mă să gândesc cum gândești Tu. Doamne, arată-mi ce va fi mâine. Dar voia Ta să se facă și nu voia mea. Dau gândurile mele deoparte, Te iau pe Tine de mână și știu că voi avea biruințe. Deci în timpul acesta, Ana, aflând despre fapta bărbatului ei, se întristă. La rândul ei, după umilința ei, se simțea vinovată. În restimpul cât a stat astfel, departe de Ioachim, vărsă multe lacrimi, dar fiți atenți ce a făcut. Postind și rugându-se lui Dumnezeu. Iubiții mei, orice s-ar întâmpla în viața noastră, orice depărtare de omul drag, de copii, de părinți, că la un anumit moment ne lăsăm casele părinților și plecăm fiecare la casa lui. Asta nu ne dă dreptul să părăsim rugăciunea și postul și pe Dumnezeu. Pentru că ne învață Toma și spune foarte clar, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dumnezeul este al meu. Și dacă tu vrei, este și al tău. Dar nu este Dumnezeul nostru. Pentru că fiecare îl are sau nu îl are. Sau îl are mai mult sau îl are mai puțin. După darurile pe care Dumnezeu l-a lăsat în el și după disponibilitatea noastră a ne pune la îndemână și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dați-vă singuri rezultat la testul acesta. Nu poți să pui în balanță un om care se roagă cel puțin 2 ore pe zi și postește o zi pe săptămână cu unul care zice un Tatăl nostru dimineața la amiază și seara și nu postește deloc. Cu siguranță Dumnezeu va fi prezent mai mult în acel om, pentru că mai mult a fost părtășia acelui om cu Dumnezeu. Dacă eu vin la soră sau la frate
și stau în casă cu ei o oră de vorbă, pot să spun că am stat 10 minute? Nu, am stat o oră cu tine. Dar dacă vin la sora și nu mă salut și spune, vedem duminică la biserică, cam așa facem noi cu Dumnezeu. O rugăciune spusă rapid dimineața, o binecuvântare de bucate la amiaz și dacă ne mai aducem seara printre căscaturi, să mai zicem o rugăciune lui Dumnezeu și adormim cu capul pe perna întristării. Pentru că niciodată un suflet care pleacă la culcare fără rugăciune nu poate să plece fericit. Cu toți banii din conturi și cu toate binecuvântările și cu mașina nouă luată în leasing de la scara blocului. I-ați văzut pe oameni după ce vin de la petrecerile lumești cât sunt de triști? Cu câtă bucurie se duc? Păi nu în toată zi, sărbătoare. Să mâncăm, să bem, să ne veselim. Și dimineața, uitați-vă la ei că sunt de triști. Și fără bani în buzunar, cu orice stil. Mai nou știți cum se cheamă invitațiile la nuntă? Amenzi. Deci ți-am adus amendă. Foarte frumos. Creștinii așa spun, zice, ți-am adus o amendă. Zice, noi am fost la voi, acum trebuie să veniți și voi la voi. Și atunci unde mai este dragostea? Și unde mai sunt felicitările și binecuvântările care le dăm mirilor? Și bucuria că îi vedem împreună? Unde mai sunt binecuvântările pentru nașterea de prunci? Și nașii să uită, măi, nu se mai gata slujba. Să plătesc popa și să merg să mă îmbet. Scumpii mei, a ajuns furatul miresei mai important la o nuntă decât cununia din biserică. A ajuns declarația mirelui în genunchi care o face miresei. Că asta cer cei care pună mireasă, o declarație de dragoste. Extraordinar. A ajuns mai importantă decât cuvântul preotului adresat mirilor pentru o căsnicie binecuvântată. Și a ajuns cinstea și număratul banilor de la nuntă și vacanța de după nuntă, luna de miere, în ghilimele, că numai lună de miere nu e, mai importantă decât Iisus Hristos în viața tinerilor. Foarte puțin, țineți minte, foarte puțin tine, nu vreau să deviez de la subiect, ne întoarcem imediat. Se întorc a doua zi, pentru că marea majoritate a nunților când sunt, sâmbătă. N-am văzut, vă mărturisesc în numele Domnului și pot număra pe astea 5 degete. Am cântat 18 ani jumătate la nunți ca muzician. Dar apoi duminica mergeam și dirijam corul Arhanghelii din Catedrala Ortodoxă din Orăștie. Și cei pe care îi cununam seara și le cântam cu corul sau le cântam apoi la nuntă, la orgă, nu-i mai vedeam cu lunile, țineți-vă bine de scaune, sau cu anii la biserică. N-am văzut o pereche de miri a doua zi să vină la liturghie, să-și aducă lumânările de la cununie, să le ofere aici spre ardere de tot, cum se spune, și să mulțumească Domnului pentru că i-a binecuvântat în taină cununiei. Nu, i-am văzut cu nașii, fericiți, numărând, sau i-am văzut împărțind plăcinte, nu cumva să rămână cineva nemulțumit și așa mai departe. Dar Domnul nu trebuie mulțumit. Lui nu trebuie să-i mulțumim. Știți ce se întâmplă cu mirii? Îți mulțumesc, Iisuse. Ceea ce s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Cât s-au curățat din 10 de către Iisus? Toți! Cât s-au întors să-i dea slavă și mulțumire? 1. Deci, raportul este, frate, de 1 la 10 din 10 cununii. Bine ar fi! 2 miri se întors să mulțumească lui Dumnezeu. Ne întoarcem la Ana. I-a plecat soțul de acasă. Nu-i nimic. Nu m-a binecuvântat Dumnezeu cu prunci. Nu-i nimic.
eu nu părăsesc rugăciunea, eu nu părăsesc postul, eu nu părăsesc facerea de bine și darea din venitul meu la casa Domnului, nu pentru preot, pentru Domnul. Vă rog din suflet să desfințăm o dată asta pentru totdeauna. Este treaba lor ce fac cu banii. Eu nu am dat bani preotului, eu am dat Domnului. Dacă preotul nu știe să-i administreze, va fi tras la socoteală. Nu de mine, de Domnul. Deci dumneavoastră când dați un bănuț la casa lui Dumnezeu, știți foarte bine că la noi nu este cazul. Aici toate sunt împreună. Dacă avem nevoie de ceva, anunțăm în biserică, contribuim toți. Deci nu se pune problemă. Dar când dați ceva, nu dați de pomană unul la mână și doi la mână, dați în numele Domnului. Pentru că atunci ochii Domnului vor fi la lucrurile pe care dumneavoastră le dăruiți. Când am spus, ia un leu sau ia 10 lei sau 100 de lei în numele Domnului, tu ai chemat binecuvântarea lui Dumnezeu peste acele daruri. Mai departe, ce face respectivul, e treaba lui. Tu dă în numele Domnului și nu de pomană. Dacă dumneavoastră mi-arătați cuvântul pomană în Sfânta Scriptură, eu numai pomene fac aici în biserică, numai pomene. Nu există așa ceva. La cine s-a uitat Iisus, fiind în templu, și veneau frații și aruncau mii de euro, mii de dolari, mii de... Ce vreți dumneavoastră? Și-a venit și o văduvă săracă și-a deschis batista cu doi bănuți. Era sora Ana. Și-a zis, uite, asta e tot ce mai am săptămâna asta ca să cumpăr pâine. Doamne Iisuse, tu îmi porți de grijă, că așa-i, așa-i zis că ești și tatăl săracului, orfanului și răscumpărătorul văduvei. Uite, îți dau ăștia doi bănuți pentru pâine, ție. Și a aruncat în misteria templului. Și atunci Domnul a zis, vreau să vă spun ceva. Toți cei care au dat astăzi la biserică au dat din prea multul lor. Și le-a mai rămas însutit. Dar această văduvă săracă a dat tot ce a avut ca să mai trăiască. Și ei îi primesc jertfa. Când venim la casa Domnului, și nu mă refer aici la diridari, dați-vă tot lui Iisus, tot ce aveți dumneavoastră. Pe mine mă aduc, Doamne, nu banii mei. Nu averile mele. Nu de asta are trebuință, Domnul, ci de sufletele dumneavoastră. Dați-vă tot Domnului și toate Domnului, femeile noastre scumpe și binecuvântate. Și veți fi binecuvântatele lui Dumnezeu. Când veți ieși de aici, din biserică, veți avea conturi scrise în cer, la banca cerului și carduri cu care veți scoate din bancomatele cerului binecuvântări și nu din bancomatele lumii care se termină. Ieri la Orăștie a fost pană de curent în tot orașul. Și am întrebat colega mea de servici, imaginează-ți că astăzi ne-ar fi intrat salariul. Ce am fi făcut? Că e pe card. Ar fi stat cu cardul în mână și l-aș arăta tuturor, uite-te ce bogat sunt. Și el a zis, ce? Că este un card. Păi am pe el salariul meu de inginer. Și el a zis, unde? Că nu văd, văd un card. Păi mă duc și scot de la bancomat și merg la bancomat și luau curentul. Cam așa vom rămâne când va veni Domnul, cu cardurile în mână. Dar unii știți ce vor avea în mână? Cruci. Ăsta-i semnul creștinului. Luați crucea cu voi, chiar și aia mică de la gât. Și arătați-o întregii lumi că sunteți creștini. Să nu vă fie rușine de crucea lui Hristos, că pentru ea a venit Domnul la noi și pentru noi s-a urcat pe cruce. Să nu-L părăsiți pe Hristos, oricine v-ar părăsi și orice s-ar întâmpla în viața dumneavoastră. Nu aveți voie să-L părăsiți pe Iisus. Nu aveți voie să nu vă țineți de promisiuni. Ai promis Domnului că încheie legământ cu Dumnezeu. Trebuie să-L încheie. Indiferent cum vor cânta cu cuvelele acestei lumi. Ai promis Domnului că în fiecare duminică biserica se va deschide cu tine și se va închide cu tine. Trebuie să te duci. Indiferent că ți-i soțul bolnav, că e mama, că nu știu ce. Nu. Prioritatea este Domnul. Ce am citit azi?
Maria și-a ales partea cea bună. Maria și nu Maria, Maica Domnului. Maria, sora lui, Lazar. Maria și Marta. Maria și Marta sunt două surori. Cântare creștină. Și-a ales partea cea bună. Știți ce făcea? A intrat, imaginați-vă că ar veni Iisus la dumneavoastră. Tot ce aveți mai bun îi puneți pe masă, vă spun eu. Imediat trimiteți, du-te și cumpără, scoateți tot. Și surorile noastre se apucă de slujit. Și Maria, care trebuia să fie la bucătărie cu Marta și să facă gogoș, că venise Domnul. Și Domnul nu venise singur, mai adusese încă 12 cu el. Și erau însetați și erau flămânzi, cum suntem noi bărbații când venim acasă. Și doamnele noastre ne pun totul pe masă și ne crede că ni se cuvine. Și uităm să spunem să rămână pentru masă. Că nu mai e mama acasă. Cum să-i zic la soție să rămână pentru masă? Dar binecuvântat ești că o ai. Și spune pe masă. Că noi nu știm în cât timp să faci o ciorbă. Noi nu știm numai că se termină în 2 minute și jumătate. Atunci când suntem flămânzi. Și venise Domnul și Maria, sora lui Marta, stătea la picioarele Domnului, dați-mi voie și iertați-mă. Dar asta e cuvântul. Ca o nesimțită. O nesimțită sfântă și mântuită. Există și din aștia. Și sora ei scotea din cuptor, punea gogoașa, întorcea clătita, ungea pâinea. Și vine Marta și spune, n-ai putea să o rogi pe sora mea, Doamne Iisuse, că văd că eu tot o strig. Maria, Maria, hai! Știți cum sună soneria la Penny Market? Când sunt prea mulți oameni la casă, imediat sună soneria și mai vine un casier. Cam așa suna Maria. Tot clink, clink, clink și Marta, mă iertați, Marta și Maria nu se arăta. Maria, ochii țintă la Iisus, îl sorbea, îl adora. Doamne, nu mai pot să mai zici una. Lasă clătitele, că de-alea pot face și mâine. Lasă scoberțile. Mai zice-mă, Doamne. Și vine Marta și spune, n-ai putea, Doamne, că văd că s-o îndrăgostit de tine, nu știu ce-i cu ea, ochii țintă la tine. Și au zis, ce zice Domnul? Marta, Marta, a zis, sâmbătă, așa e femeilor mele dragi din biserică. Astăzi toți așteptăm să ne faceți supa aia bună și ciorbă. Și dumneavoastră le-ați lăsat pe toate și ați venit la casa Domnului, binecuvântate sunteți. Știți câte femei gătesc la ora asta și îi dau cu aspiratorul? Pentru ce? Pentru o duminică posacă și tristă și amărâtă? Și pentru o lune cenușie care seamănă cu lunea trecută? Și zice, Marto, Marto, te silești și te grijești de multe, dar Maria și-a ales partea cea bună, care niciodată nu se va lua de la ea. Știți ce ați făcut astăzi? Ați ales să veniți la întâlnire cu Iisus să cinstiți pe Maica Lui pentru nașterea ei. Niciodată nu vă va lua nimeni asta. Ziua de astăzi nu va lua nimeni de la dumneavoastră. A fost scrisă și în inimile dumneavoastră și sus în cer. Toți am lăsat câte ceva. Toți. Și acasă și pe stradă. Toți am lăsat și am venit la închinare cu Domnul. Asta a făcut iubiții mei și Sfânta Ana. Auziți? Zice, aflându-se într-o asemenea stare sufletească, Ana intră odată în grădină, da? Cu gândul de a se ruga și ridicând ochii la cer, văzut printre ramurile unui laur, două păsări mici, puțin împănate. Deci păsări fără pene pe ele, da? Copilaș. Vederea puilor o întristă și mai mult. Și a început să spună, vai mie, rămasă singură, deci fără soț, dezmoștenită de Dumnezeu, deci fără fii, și disprețuită de toți. Cui să mă asemăn? Cui să mă asemăn? Doamne, cui să mă asemăn? Că m-a părăsit soțul. Copiii nu mi-ai dat. Și toată lumea mă bajocorește că sunt blestemată și de anul nostru. Totul în natură, au zis ce frumos a vorbit, crește și naște, tot se bucură de copii. Numai eu nu cunosc această bucurie. Nu mă pot asemăna nici cu păsările cerului, nici cu animale sălbatice.
fiecare din ele și aduc fructul lor. Zice, ție, Doamne, numai eu rămân fără fruct. Deci tot aduc fructul lor, ție, Doamne, și îți mulțumesc pentru ce le-ai dat. Numai eu rămân fără fruct. Eu nu mă pot asemăna nici cu apa, nici chiar cu pământul, deoarece și ele aduc fructele lor lui Dumnezeu. Numai eu sunt fără rod ca pustiul, fără apă, fără viață și fără plante. O, vai mie, vai mie! Tânguindu-se astfel, i-a-l rugat cu lacrimi să nu o lipsească în durarea sa pe care o află de la Dumnezeu peste puțin timp. Abia rostiana, să vedeți ce face rugăciunea unei mame, viitoare mame, unei femei care postește și unei femei care se roagă cu cuvintele ei. Cu cuvintele ei. Pentru că știți care este cea mai mare greșeală care o face? Părinte, ce rugăciune să fac ca să mi se întoarcă copilul acasă? Și vii și îți dă părintele o rugăciune scrisă. Și te duci acasă și o repeți ca un papagal și o săptămână și două și trei și vezi că nu se întâmplă nimic. Dă-i drumul la rugăciunea aia din inimă. Destup odată fântâna aceea inimii și lasă să curgă din inima ta. Sau lasă lacrima să curgă pe obraz. Și vei vedea că vei avea rod în rugăciune. Abia rostiana cuvintele ultime, când numai ce a apărut înaintea ei Îngerul Domnului și îi zise: Ană! Ană! Nu Ană zorile să varsă, vremea ei să merg acasă. Atenție! Ană! Rugăciunea ta a fost auzită de Dumnezeu. Tu vei zemisli și vei naște o copilă binecuvântată, mai aleasă decât toate fecioarele pământului. Prin ea se vor binecuvânta toate neamurile și se va mântui, ați auzit frații mei care n-o cinstiți, se va mântui întreaga lume și ea se va chema Maria. Și ea se va chema Maria. Deci nu numai că i-a spus că va naște, Dumnezeu din cer i-a dat și numele. Ana, auzind aceste cuvinte, se închină solului ceresc și repetă înaintea lui făgăduința sa de a închina pruncul ce avea să se nască. O, binecuvântați sunt oamenii aceștia. Bisericii Domnului, scumpii mei, vreți să vă asculte Dumnezeu rugăciunile? Faceți ce-a făcut Ana. Doamne, eu am problema asta. Am nevoie să-mi dai asta. Doamne, trageți-L pe Dumnezeu de poala hainei și nu lăsa să plece până nu vă binecuvintează. Doamne, eu am problema asta. Dacă Tu vei rezolva problema asta, Doamne, cu mine se va închide biserica, cu mine se va deschide. Nu numai așa. Mă voi pocăi, mă voi smeri, mă voi pune la dispoziția Ta și voi vorbi tuturor ce ai făcut Tu pentru mine. Te voi mărturisi, Doamne. Dacă vei da prunci, vorbesc atât cu femeile care nu au prunci, îți voi aduce pruncul la biserică în prima zi. Nu-l voi duce acasă să-mi aducă moașa scutece și nașa și să-i facă nașa băiță. Ce sunt prostiile astea? Îl voi aduce la tine să-l îmbraci tu și să-l faci preot și să-mi văd fata preoteasă sau să-mi văd fata slujitoarea ta. Pentru că nu preotul și preoteasa e desăvârșirea acestei lumi. Nu asta trebuie să înțelegeți. Că dacă nu-i băiatul preot sau nu-i fata preoteasă, și-o rata cariera. Nu. Poate să fie cel mai bun medic sau asistentă, dar să te iubească pe tine sau să nu te iubească pe tine. Poate să fie cel mai bun inginer sau poate să fie cel mai bun ostaș în armata țării. Da? Să te iubească pe tine sau să nu te iubească pe tine. Dar eu voi închina acest prunc ție, îl voi aduce la tine. Mă voi ruga pentru el, îl voi crește în frica ta
Și pentru că Tu mi l-ai dat, Doamne, eu sunt dator să ți-l dau înapoi și să faci din el ce vei voi. Probați rugăciunea asta și veți vedea cum Dumnezeu răspunde cu da și amin în casele dumneavoastră. Iubiții mei, Ana, auzind aceste cuvinte, se închină solului ceresc și repetă înaintea lui făgăduința sa de a închina pruncului ce avea să se nască bisericii Domnului, spre a sluji zi și noapte, lăudând astfel numele lui în toată viața sa. După aceasta, Ana grăbi cu bucurie cucernică spre templu din Ierusalim. Deci unde s-a rugat? Într-o grădină. Direct la biserică s-a dus, iubiții mei. Direct la biserică. Nu s-a dus să-și anunțe cu mătrele, nu s-a dus să-și anunțe surorile, nu a dat telefon la bărbat, băi, fii atent ce v-a spus Domnul. Nu, direct la biserică s-a dus. Pentru a se ruga și a da mulțumire lui Dumnezeu. Vreau să vă mai învăț ceva. Dumneavoastră v-ați rugat vreodată pentru a împlini? Nu, mă iertați. Dumneavoastră ați mulțumit vreodată pentru o rugăciune pe care Dumnezeu încă nu v-a împlinit-o? Haideți să facem lucrurile astea. Aveți o rugăciune de zile întregi, de luni întregi. Vă luptați cu Dumnezeu să vă răspundă la o rugăciune. În momentul în care veniți în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, mulțumiți. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai împlinit rugăciunea. Dar rugăciunea dumneavoastră că nu-i împlinită. Faceți lucrul acesta. Ca și când aș cere lui Dumnezeu două pâini și nu le aveți. Și le tot așteptați. Și veniți și spuneți, Doamne, îți mulțumesc pentru pâine. Nu le-am primit, dar știu că mi le vei da. Mișcați inima lui Dumnezeu în felul acesta. Deci Ana s-a dus direct la templu și acolo, înaintea porților de aur, a mulțumit lui Dumnezeu. Fiți atenți! Deci Ana grăbi cu bucurie cucernică spre templu din Ierusalim pentru a se ruga și a da mulțumire lui Dumnezeu. Și acum să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Deci Ana primește vestea, vine îngerul, îi spune, Ioachim pleacă supărat că l-a scos popa afară și nu i-a primit darul, Ioachim într-o parte, Ana într-alta. Și acum să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Pentru că Ana s-a dus și a mulțumit. În acest timp, după binevestirea Anei, îngerul Domnului se arată și lui Ioachim. În pustiu și zise, Dumnezeu a primit rugăciunile tale și îți arată îndurarea sa. Femeia ta, Ana, va naște o fiică, iar nașterea ei va aduce bucurie mare, nu numai ție, Ioachime. Că tu mi-ai cerut o fiică, așa cum o cer oamenii de pe pământ, Doamne, mi-ai dat și nouă un copil. Că uite că și vecina de la parteră are și vecina de la etajul 2. E cam puțină rugăciunea asta. E cam searbă, de cam seacă. Dar dacă îi spune lui Dumnezeu așa, Doamne, te rog, binecuvintează-ne cu un copil. Nu pentru că i-ai dat la vecina 2, ci la cea de la etajul 4-5. Și pentru că eu din acest prunc și din acest rod al pântecelui meu vreau să fac un slujitor în casa ta. Dumneavoastră știți cât eu am botezătorul, am ucis noi în pântecele mamei în cei 50 de ani, 22 de milioane de prunci au fost avortați în pântecele mamei. Dumneavoastră știți câți preoți au fost acolo? Câți părinți arsenii au fost acolo? Dumneavoastră știți câți episcopi au fost acolo? Dumneavoastră știți câți conducători de țară și de neam au fost acolo? Câți profesori, câți academicieni, câți dascăli care să ne învețe astăzi copiii și am ucis. Și atunci așteptăm binecuvântările lui Dumnezeu acum când construim Catedrala Mântuirii Neamului. O, frumos suntem! Puneți Catedrala Mântuirii Neamului, darul poporului român, în balanță cu 22 de milioane de prunci ucis în pântecele mamei. Și întrebați pe Dumnezeu, Doamne, la ce privești mai întâi? La ce privești mai întâi? La amărâția aia care strigă? Sau la acest edificiu frumos? N-am nimic împotriva construirii catedralei. În fiecare curte de români să se construiască o catedrală. Dar să fie tata preot în casă. Și mama preoteasă în casă. Și copiii la ora 9, pe genunchi,
și părinții postitori măcar o zi pe săptămână și binecuvântați. Deci, când Ioachim auzi aceasta cu bucurie, cu cernică, cuprinse inima sa și începu a mulțumi lui Dumnezeu. Iată, și el mulțumitor pentru îndurarea arătată față de el. Apoi se îndreptă în grabă spre Ierusalim, unde într-adevăr o întâlni pe Ana în templu. O, mărit să fie numele tău! Unde v-ați întâlnit soția? Unde v-ați întâlnit omul drag și aproape? La crâșmă? La discotecă? Pe stradă? La penny market? Unde l-ați întâlnit? Binecuvântate sunt sufletele care se întâlnesc în casa lui Dumnezeu. Îi întreb pe frații mai în vârstă, când v-ați dat ultima oară întâlnire cu cineva în casa lui Dumnezeu? Dacă n-ați făcut-o, nu-i târziu. Dacă aveți o problemă, chiar financiară, dacă aveți o tranzacție de făcut, veniți în casa lui Dumnezeu cu cel care urmează să-i vindeți casa. Că aici, în casa lui Dumnezeu, dumneavoastră își cereți 400 de milioane pe casă. Și el vă va da 420. Sau dacă dumneavoastră aveți inima rea și cereți prea mult, cum mi-a cerut mie un nene în orăștie când i-am spus, băi, vreau să ridic o capeluță, un lăcaș de închinare Domnului. Știi cât întrebă? 6 pe 4. 6 metri pe 4. Nu faci bine? Undeva într-o margine de grădinuță, unde arunci gunoiul, măi. Dă-mi el locul ăla. Ca să zidesc acolo. De 5 ori a dublat prețul acelui loc în euro. Nu lei. Și am zis, cum le-am spus fraților mei, Domnul să-i binecuvinteze și să-i țină în viață, când s-au certat pe o bucată de pământ. Că au venit la preot și l-a întrebat, măi, a cui pământul? A meu sau a tău? Și atunci preotul luminat de Duhul Sfânt a zis, hai să ascultăm ce zice pământul. Și-a pus preotul urechea pe pământ și-a zis, măi, știți ce zice pământul? Că pământul nu e nici a tău, nici a tău. Dar nu peste mult timp voi veți fi a lui. S-au liniștit. Ați înțeles? Nu vă mai bateți pe bucăți de pământ. Că pământul nu e a nostru. Dar noi vom fi a lui. Nu peste mult timp. Scumpii mei, s-a întors și a găsit soția lui pe care a părăsit-o unde? În casa lui Dumnezeu. Soților și soțiilor, dacă vă certați, când plecați de acasă, dacă vă închideți cumva celularul, mie așa îmi place să-i spun mobilul, celularul. Eu sunt de pe vremea celularelor. Motorola se chema. Dar nu numai 3 butoane și nu știam nici pe alea apăsa. În fine. Deci dacă plecați de acasă și vă închideți, știți unde trebuie să vă găsească copiii și soțiile? În casa lui Dumnezeu. Acolo să fugiți și să cereți îndurarea lui Dumnezeu să vă ierte. Că poate v-ați certat, poate v-ați supărat. La fel soțiile. Când vă caută soții, acolo trebuie să vă găsească, în casa lui Dumnezeu. Dați-vă întâlnire în casa lui Dumnezeu. Auzi, frate, ce faci mâine pe la 5? Păi, nu știu. Auzi, nu trebuie să ne întâlnim într-un loc frumos. Așa luați-i, nu le spuneți unde. Și le dați adresa. Complexul Luci, Bisericuța din Deal. Ora 5. Să nu întâzâi. Dați-le întâlnire în casa lui Dumnezeu. A găsit-o în casa lui Dumnezeu. Fiți atenți. Într-adevăr, o întâlni pe Ana în templu rugându-se. Aici, înaintea porților de aur, împărtășire unul altuia amănuntele arătării cerești și aduseseră jertfă Domnului, după care se întorseseră cu nespusă bucurie sufletească spre casă. Și noi ne cinstim pe Maica Domnului, când Maica Domnului, înainte să vină, își împacă părinții. Și noi ne cinstim pe Maica Domnului, rugătoare și împăcătoare de oameni și de lume. Ești certat cu cineva, roagă-te la Maica Domnului și se va ruga pentru tine și te va împăca.
Vorbește, Doamne. Atenție! Și împărtășirea unul altuia amănuntele și spuse, mă, ție cum zis oară Tatăl Îngerul? Ce-o zis? Asta. Mie ce mi-o zis? Asta. Minunat e Îngerul Domnului. Erau fiecare în locuri diferite și Dumnezeu spusese același lucru. Și convinși că Dumnezeu le va primi făgăduință. Iubiții mei, ne apropiem de final. În ziua bunei vestiri a Îngerului Domnului Ana zămislii, iar după trecerea timpului cuvenit, născu o fică căreia îi dăte numele Maria. Bucuria părinților era mare. Drept mulțumire lui Dumnezeu, Ioachim adusese jertfă îndestulată în templu. Până acum se ducea cu 1000 de euro, că el era bogat. Acum a adus cu siguranță de 10 ori mai mult. Primită cu plăcere de către preoți. Opa! O zis Ioachim, mai născut? Vino, poftim. Ce loc dorești în biserică? Locul numărul 2, poftim. Însuși arhiereul binecuvântându-l, deci episcopul, ca pe un bărbat vrednic de binefacerile Domnului. Continuare. Copila a fost crescută de către Ioachim și Ana cu gingășie și cu adevărată iubire părintească, ocrotind-o ca pe o comoară dăruită lor de însuși Dumnezeu. Dacă ar fi numai până aici, așa e că ar suna frumos. Dar n-ar fi gata. Mai este puțin. Și acel puțin frumos abia acum începe. Auziți? Părinții prea binecuvântatei Fecioare, pregătind-o spre a se închina lui Dumnezeu, încă de la vârsta copilăriei, au început a-i spune că s-a născut grație rugăciunilor lor, că ea a fost făgăduită lui Dumnezeu înainte de a se naște. Și astfel, ca o fiică a lui Dumnezeu, trebuie să se despartă de dânsii. Vreau să vă întreb, sincer, pe cei care aveți copii, ați putea astăzi, sunt două suflete dragi aici, ați putea astăzi să vă dăruiți lumina ochilor dumneavoastră lui Dumnezeu? Că ei sunt luminile ochilor noștri. Să-i spui, Maria, tu astăzi rămâi aici, tu astăzi rămâi în tine și îl slujești pe Dumnezeu. Eu o să plec acasă și tu rămâi aici. Așa s-a întâmplat la iubiților, că făgăduința pe care o faci Domnului trebuie să te ții de cuvânt. Doamne, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, apoi numai a patru nu mă duc la biserică. În ziua în care vine a patru, în rest, eu voi fi în casa ta. Că ea a fost făgăduită lui Dumnezeu încă dinainte de a se naște și astfel ca o fiică a lui Dumnezeu trebuie să se despartă de dânsii spre a petrece în templul lui Dumnezeu. Iar dacă ea îl va iubi, fiți atenți, și va împlini poruncile lui, atunci Dumnezeu va face pentru ea cu mult mai mult decât pentru o tată și decât pentru un tată și pentru o mamă. Cuvintele părinților pătrunsele adânc în mintea și în inima Fecioarei Maria. Iar ea, deși copilă, nezui fierbinte către viața și petrecerea în templul Domnului, rugându-i pe părinți să împlinească făgăduința lor. Da, mamă și tată, duceți-mă! Și acum, fiți atenți, ea, Maria, binecuvântat să-i fie numele, aliasa Domnului care abia învăța a vorbi, era încă firmă și slabă spre a sluji, dar inima îi ardea ca o torță de iubire curată și sinceră către Dumnezeu. Ca urmare, părinții hotărâre cu toată vârsta copilăriei ei, la ce vârstă? 3 ani. 3 ani să se despartă de ea, închinând-o spre vechile cărți sfinte și spre slujbele lui Dumnezeu. Și fii atent, frate Ion, și astfel, când Fecioara Maria a împlinit vârsta de 3 ani, Ioachim și Ana, dorind să o introducă în templu, urmând ceremonia prescrisă, invitară rudele,
cunoscuții îi pregătiseră un veșmânt împărătesc, ca pentru o mireasă, chemând deopotrivă fecioarele cele de vârstă cu ea și toți dinpreună formând de ziua hotărâtă o procesiune solemnă spre a intra în templu. Înainte mergeau fecioarele, ce minunat, purtând lumânări aprinse și cântând psalmi. Acestora le urmau drepții părinți care o aduceau de mână pe fica lor dumnezeiască, iar în urma lor mulțimea rudelor și cunoscuților. Când alaiul s-a apropiat de templu, arhiereu și preoții au ieșit în întâmpinarea lor îmbrăcați în odăjdii bisericești și cântând imne și psalmi duhovnicești. Cucernica Ana o așeză pe fica ei pe prima treaptă. Știți că și noi avem mulți trepți aici care urcă. Să încercați când veniți la biserică să nu veniți roată. Chiar dacă vă aduceți mașinile, nu-i nimica. Faceți procesiunea asta, coborâți până jos și urcați pe trepți ca să vedeți și să simțiți că urcați spre cer cu fiecare treaptă. Deci o așeză pe fica ei pe prima treaptă a scării care ducea în templu. Iar Preacurata Fecioară Maria, la vederea templului, deci când a văzut templul și frumusețea lui Dumnezeu, și a slujitorilor lui, toți înveșminte strălucitoare, întărită de spiritul iubirii față de Dumnezeu, urcă singură 15 trepte ale lăcașului sfânt, fapt care i-a uimit pe toți. Apoi, arhiereul Zaharia, luminat de Duhul Sfânt, a luat-o și a dus-o în biserică. Și i-a arătat, uite, aici sunt tablele legii, aici este mestrapa de aur, aici este toiagul lui Aron, aici sunt toate. Dar mai mult decât atât, a dus-o în Sfânta Sfintelor. Acolo unde nu intra decât o dată pe an arhiereul, iubiții mei. În Sfânta Sfintelor, în locul cel mai sfânt. Așa a crescut Fecioara Maria până la vârsta de, spun Sfinții Părinți, 14-18 ani în evlavie și în frică de Dumnezeu după plecarea în veșnicie a părinților Ioachim și Ana. Mai departe, știți totul ce s-a întâmplat și începe cu 25 martie, Buna Vestire. Nu era nici la usut de marame sfinte, nu era nici la sapă, nu era nici la făcut de plăcinte, ci era tot în templu când Îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat. Pentru că Dumnezeu se arată și vorbește prin oameni și cheamă oamenii la rugăciune și la pocăință. Dar de multe ori noi nu știm unde să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Și ocolim templul lui Dumnezeu, ocolim biserica, ocolim liturghia și ne place să mergem pe la câte un felcer și pe la câte o mamă omida și pe la câte un preot cu har. Eu când aud asta, vine să-mi dau două păli. Dar care preot n-are har? Sau există preot fără har? Și că părintele are har. Păi există preot fără har? Păi înseamnă că cei care vin la Sfintele Slujbe, la preoții fără har, mănâncă pâine și vin. Și beau apă de la robinet, nu apă sfințită. Există preot fără har? Și că părintele nostru are har. Doamne, ai milă de înțelepciunea poporului român. Așa a crescut, iubiților. Așa a crescut. Așa trebuie să ne creștem și noi. În frică de Dumnezeu, în cinstire curată față de Maica lui Sfânt. Și închei cu cuvintele pe care le-am spus și la praznicul adormirii Maicii Domnului. Dacă vreți vreodată să-L aveți pe Dumnezeu de Tată, pe Iisus Hristos de frate și Mântuitor și Răscumpărător, pe Duhul Sfânt de Sfințitor al sufletelor dumneavoastră, va trebui neapărat să aveți pe Maica Domnului, Preacurata Fecioară Maria, de mamă. Dacă nu i-aș cerut până acum, în rugăciune să vă fie mamă, cereți-i astăzi.
Maică Sfântă, eu am auzit despre tine, îți mulțumesc că l-ai trimis pe Fiul tău în lume, dar eu niciodată nu te-am considerat mama mea, deși tu mi-ai dat-o, Iisuse, fiind pe crucea Golgotei. Fiule, mi-a zis Ioan, Fiul, mamă, privește-ți Fiul, sau mamă, ia-ți Fiul, Fiule, iată-ți mamă, ne-a dat-o tuturor de mamă. Nu vom ajunge să ne bucurăm de Mântuitorul nostru Iisus Hristos dacă nu vom cinsti pe Maica Domnului în adevărată cinstire și slujire. Apropiați-vă ca rugătoare, luați rugăciunile dumneavoastră pe care le adresați Fiului și spuneți-i Maicii Domnului numai atât. Maică Sfântă, eu vreau să duc rugăciunea aceasta ca un cadou pe care îl duc unei copiluțe sau unui prieten de-al meu la ziua lui onomastică sau la ziua de naștere. Nu faci bine să-l împachetezi tu. Nu faci bine să aduci tu staniolul ăla cel mai frumos și fontița cea mai frumoasă și floarea pe care s-o pui acolo între pamici. Nu faci bine să prezinți tu rugăciunile mele fiului tău iubit? Și închei cu ce v-am spus la început. Știți care este îndemnul Maicii Domnului? Pentru noi toți, îndemn pe care foarte mulți îl ocolesc, pentru că asociază ce s-a întâmplat cu o nuntă. Nu. Este un îndemn general, colectiv. Să faceți tot ce vă va spune cine? Iisus, Fiul meu. Deci ce face o maică smerită? Își ia reflectorul de pe ea, este mama lui Iisus, este Maica Domnului și nu este orice. Și așa cum am spus, îngerii o laudă și o preamăresc în cer și pe pământ. Oameni. Și ia reflectorul de pe ea și zice, nu pe mine. Uitați-vă la mine și eu vă spun atât. Să faceți tot ce vă va spune cel pe care acum îl țin în brațe. În icoană. Dar el nu mai este un fiu în brațe, ci este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Să faceți tot ce vă va spune Iisus. Unde avem tot ce ne-a spus Iisus. Unde? Aici. Să faceți tot ce vă va spune cartea aceasta. Știți cine este Maica Domnului? Coperțile acestei cărți. Știți cine este Maica Domnului? Știți cine este Maica Domnului? Permiteți-mi să vă arăt. Și acum vreau să vorbesc cu frații mei. Cu frații mei de la alte confesiuni care nu o cinstesc pe Maica Domnului. Dumneavoastră vedeți ce am eu mână. Potir. Potirul legii celei noi. Știți cine este Maica Domnului? Potirul acesta. Știți ce conține potirul acesta? Deocamdată pâine și vin binecuvântat. Peste câteva minute știți ce va conține potirul acesta? Pe însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ați înțeles astăzi cine este Maica Domnului? Noi îi rup pe frații mei să bea trupul și sângele Domnului fără potir. Îi rog să se împărtășească cu sângele Domnului fără potir. Să vedem de unde îl beau și cum îl beau. Direct din strugure îl sorb. Ați înțeles cine este Maica Domnului? Iubiții mei frați de pe internet, ați înțeles cine este Maica Domnului? Nu puteți să-L vezi pe Iisus fără Maica Domnului, că e potirul. Ea l-a conținut pe Iisus în pântecele ei. Ea l-a născut. Ea ni-l împărtășește. Nu pot să ajung la Iisus fără ea. Când mă vedeți că vă dau trupul și sângele Domnului așa prin aer venit, cumva, atunci să nu cinstiți pe Maica Domnului. Dar cât timp veți vedea potirul, să știți că Maica Domnului asta este. Mai clar de așa nu există. Îți mulțumesc, Iisuse, pentru că mi-ai dat această imagine. Acum, mă mărturisesc, nici nu m-am gândit la ea. Și nici n-am văzut-o nicio predică și n-am auzit-o pe la mine. Pe cineva să fie adus potirul în fața oamenilor și să spună lucrul acesta. Mă mărturisesc în numele Domnului că acum am primit imaginea asta. Dacă doriți să îl atingeți astăzi pe Iisus, trebuie neapărat să puneți buza pe potir. Știți cine este Maica Domnului?
lingurița în care primiți în pătrăceană. Fără lingurița nu puteți primi. Ați auzit, frații mei, nu mă înșelați că l-ați primit pe Iisus, nu-l aveți. Dacă nu aveți pe Maica Domnului. Să zicem cu toții amin. 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 Cu fața către popor, îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru tot ce ne-ai vorbit astăzi, mie în primul rând. Mie în primul rând, pentru că mie mi-ai predicat astăzi. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru oamenii aceștia binecuvântați care au lăsat lucru slujirii de sâmbătă și animale și case și împreună cu ei îmi plec capul înaintea Maicii Tale și eu cu fața spre dumneavoastră și dumneavoastră cu capetele plecate spre Dumnezeu și pe Maica Sfântă, să zicem așa. O prea curată și prea sfântă, dumnezeiască pruncă, Maria, care te-ai născut spre bucuria și mântuirea toată lumea, ascultă rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, care cu credință și cu evlavie din inimă lăudăm nașterea ta prea cinstită și cerem prin tine lui Dumnezeu iertarea păcatelor noastre, pace și mare milă, cântându-i și să zicem cu toții de trei ori, Aliluia, 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 slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica Sfântă să vă binecuvinteze pe toți. Amin.